un oraș situat la nordul județului, care are o populație de aproximativ 6.000 de locuitori. Fiind singurul oraș din Gal, Rupea deține prezidenția Galului. Sunt președintele Galului din octombrie 2020. De atunci am accesat un proiect pe AFIR pentru înzestrarea casei de cultură, ca să o putem folosi și ca cinematograf, nu doar pentru spectacole. Din păcate, suma de bani a fost limitată, fiind o închidere de sesiune financiară, și puteam să facem un proiect de maxim 20.000 de euro, ceea ce am și făcut. Aici am cunoscut birocrația românească și o parte, să zic, neplăcută, care nu încurajează instituțiile publice să acceseze fonduri europene. Cred că am dat cel puțin câteva mii de semnături, am avut controle de la AFIR, de la Brașov, de la Alba Iulia, care efectiv parcă ne simțeam că am furat aceste bunuri. Și, sincer, dacă ar mai fi în continuare aceste condiții, nu cred că am mai accesat încă o dată aceste fonduri. Pentru Casa de Cultură am achiziționat un videoproiector profesional și un panou pe care se proiectează imaginea, așa cum am spus, ca să poată fi folosit și ca cinematograf, și tot întregul sistemul audio aferent, microfoane profesionale și lumini ambientale pentru Casa de Cultură. Casa de Cultură deservește nu doar cetățenilor orașului Rupea, ci și comunelor îndătorate. Spectacolele se țin doar în Rupea, spectacolele de teatru sau de acum încolo, dacă vom pune un film în regim de cinematograf, ceea ce e bine pentru toată populația din jurul orașului Rupea. Vă mulțumesc! Mulțumesc!